Profesorul de la Liceul Teoretic George Moroianu din Săcele, acuzat că l-a lovit pe un elev, a fost pus sub acuzare de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. În pauză, un profesor care are calitate de suspect în dosar l-a lovit cu palmele peste față pe un elev de 12 ani, după ce copilul a lovit un câine. Se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, a explicat pentru brașovtv.com prim procurorul parchetului de pe lângă judecătorie, Simona Elena Mocanu. Camerele de supraveghere amplasate în zona școlii au surprins momentele în care profesorul îl pâlmuia pe elev. E regretabil, regret incidentul, îmi pare rău că s-a ajuns la așa ceva, nu am nicio scuză pentru ceea ce s-a întâmplat. Deși ancheta penală este în plină desfășurare, directorul Liceului Teoretic George Moroianu, Gheorghe Munteanu, contactat telefonic de la redacție, a explicat că situația profesorului este analizată în Comisia de Disciplină constituită la nivelul Unității de Învățământ. O decizie va fi luată marți, spune directorul liceului. Sancțiunile pornesc de la o simplă observație și pot ajunge până la desfacerea contractului de muncă. La nivelul Comisiei de Disciplină se va propune sancțiunea în cazul profesorului, iar apoi va intra în scenă Inspectoratul Școlar Județean Brașov. Aici, practic, se va lua decizia finală, a completat Gheorghe Munteanu. Victorie fără drept de apel a candidatului susținut de PNL, Klaus Iohannis, în județul Brașov, la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Iohannis a obținut 210.724 de voturi. Contracandidata sa, Viorica Vasilica Dăncilă, susținută de PSD, a obținut 75.763 de voturi. Exprimat în procente, rezultatul final pentru județul Brașov arată astfel. Klaus Iohannis, 73,55%, iar Viorica Vasilica Dăncilă 26,45%. În municipiul Brașov, PNL a obținut 107.612 voturi, ceea ce înseamnă un procent de 74,12%, în timp ce PSD a obținut 25,88%. În municipiul Săcele, fief al PSD, PNL a depășit pragul de 10.000 de voturi cu 235. Liberalii au obținut 72,03% din voturi, în timp ce socialdemocrații au obținut 27,97%. În municipiile Făgăraș și Codlea, PNL a obținut 8.889 de voturi și respectiv 7.422. Imediat după anunțarea rezultatelor exit poll și la sediul PNL Brașov a fost bucurie mare. 60. Candidatul nostru, Klaus Iohannis, a reușit să obțină un rezultat la care noi, Partidul Național Liberal, am contribuit. Este un rezultat pe care președintele României îl merită pe deplin și este cea mai categorică înfrângere pe care a avut-o PSD-ul în decursul istoriei. Vreau să le mulțumesc tuturor brașovenilor pentru mobilizarea exemplară de care au dat dovadă. Au demonstrat încă o dată că Brașovul rămâne liberal, că rămâne un Brașov european. Brașovul are două noi autospeciale de stingere a incendiilor pentru zone greu accesibile. În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc astăzi, municipalitatea a prezentat cele două autospeciale destinate intervenției la stingerea incendiilor în mediul urban, în zone greu accesibile, căi de acces înguste, în pădure sau obiective din zona de munte. Cele două autovehicule cu tracțiune integrală 4x4 se pot deplasa rapid, inclusiv pe terenuri accidentate, pentru realizarea în timp scurt a dispozitivului de intervenție. Utilizarea apei de stingere se face cu un randament ridicat, inclusiv în spații închise. Totodată, cele două autospeciale pot fi folosite în cadrul unor misiuni de descarcerare ușoară. Aceste mașini au fost achiziționate pentru zone înguste, în special zona Scheiului, dar și în Poiana Brașov. Și este o autospecială multifuncțională. De ce spun treaba asta? Poate fi utilizată atât la incendii de pădure, de miriști, dar și în interiorul clădirilor. Avem o dotare de top. Autospeciala are un rezervor de apă de 800 de litri și de spumă de 90 de litri. Are două motopompe în compunere. Este motopompa care o folosim la stingerea incendiilor și o motopompă pentru ape uzate.
Autoutilitarele sunt dotate și cu instalații și accesorii de desecare, în cazul inundațiilor, cu echipamente de protecție respiratorie, cu echipamente de protecție individuală, echipamente stingere incendii de pădure, echipamente acces la înălțime, echipamente iluminare, echipamente de îndepărtare a fumului și pentru comunicații radio. Președintele Consiliului Județean și al Liberalilor Brașoveni, Adrian Ioan Veștea, continuă proiectul intitulat De vorbă cu cetățenii. Acesta a organizat o nouă rundă de discuții în municipiul Brașov, după experiențe similare în Zărnești, Rupea și Făgăraș. Cei care au intrat în dialog cu Adrian Veștea au avut ocazia să-i adreseze întrebări, dar și să afle detalii despre proiectele de importanță majoră pentru Brașov, realizate atât din bugetul Consiliului Județean, cât și din fonduri europene. Când va fi operațional aeroportul? În anul 2020, cum am promis, aeroportul va fi într-o proporție de 90% realizat, înțelegând că începând cu luna, cu anul 2021, să devină operațional. Vă mulțumesc brașovenilor pentru faptul că au manifestat interes pentru această întâlnire. Îmi doresc ca aceste întâlniri să le facem și în perioada următoare, atât în municipiul Brașov, cât și în județul Brașov, și îmi doresc ca la întâlnirile viitoare să venim cu elemente noi și în același timp cu propuneri sau cu sugestii date de dumnealor implementate. Sunt lucruri deosebit de importante și cred că pentru primii 3 ani domnul președinte al Consiliului Județean în frunte cu echipa lui au reușit să facă pași importanți pentru dezvoltarea acestor proiecte. Este o inițiativă necesară pentru că în municipiul Brașov oamenii trebuie să știe că se întâmplă lucruri pozitive. Până în prezent s-au accesat peste 100 de milioane, în jur de 120 de milioane de euro într-o perioadă atât de scurtă. Cei prezenți la eveniment s-au declarat mulțumiți de proiectele pe care Consiliul Județean le implementează. Suntem mulțumiți și proiectele care le are în dezvoltare și care le-a avut, le are în proiectele inițiale. Sperăm să și le ducă la bun sfârșit. Ce îmi doresc să continue, mai ales îmi doresc să finalizeze aeroportul din Brașov. Este foarte bun pentru că le se aduce la cunoștință oamenilor proiectele de viitor pe care Brașovul urmează să le realizeze. În prezent, există la nivelul Consiliului Județean proiecte importante în implementare, de la aeroport și infrastructură până la investițiile din domeniul sănătății. Întâlniri cu cetățenii, spune Adrian Veștea, vor avea loc și în următoarea perioadă. Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeii a fost marcată astăzi și la Brașov. Polițiștii au început o campanie regională de sensibilizare împotriva violenței. Victime ale violenței domestice pot fi atât femeile cât și bărbații. Violența de gen împotriva femeilor reprezintă violența care este direcționată împotriva unei femei și care afectează femeile în mod disproporționat. Campania internațională de prevenire a violenței bazate pe gen vizează în mod deosebit prevenirea și combaterea violenței în familie în ceea ce privește femeile, acestea fiind principalele victime. Pentru a încuraja raportarea cazurilor, vor fi publicate afișe și vor fi difuzate spoturi tematice. Brașovenii condamnă violența și consideră că polițiștii trebuie să intervină cu promptitudine. Ce părere aveți despre situația femeilor din România? Sunt ele protejate de violență? Nu sunt protejate. Probabil că avem nevoie de o legislație mult mai severă în domeniu. Dar în cazul în care ați suspecta că cineva din apropierea dumneavoastră este într-o astfel de situație, cunoașteți măsurile pe care ar trebui să le luați sau știți ce trebuie să faceți? Cum le-ați putea ajuta? Cred că trebuie apelat la autorități, nu ar trebui să intervenim noi. Dacă cineva din cercul dumneavoastră ar fi într-o situație de genul acesta, cum ați proceda? În primul rând, sfătuiți-a măsuri să denunțe situația împotriva organelor competente de poliție și apoi ea, ca persoană, să se distanțeze de această situație, să încerce să se distanțeze. Ar trebui o lege mai drastică pentru așa ceva. Din ce cauză considerați că nu sunt protejate? Legile sunt proaste. Asta e, și nu ne protejează. Cunoașteți pe cineva care a fost într-o astfel de situație? Nu. Nu, în cercul nostru nu. Sperăm că nu o să fie așa ceva. Dar în România foarte multe. Campania polițiștilor brașoveni împotriva violenței va dura 16 zile. Festivalul Internațional de Dramaturgie Contemporană s-a încheiat weekendul trecut cu succes la Brașov. Sute de spectatori au luat parte la cele 7 piese de teatru care au fost alese cu mare atenție de jurați. Publicul a putut participa la un program de audiții ale unor creații radiofonice realizate după textele unor importanți dramaturgi contemporani.
Dar cred că a fost un festival bun și acest lucru poate fi demonstrat de avalanșa de public pe care am avut-o la spectacole. Au fost spectacole bune, au fost spectacole de calitate, cu actori absolut senzaționali. Membrii juriului au fost actrița și dramaturgul Olga Delia Matescu, directorul teatrului din Pitești Nicolae Poghirc și regizorul Alexandru Noghi. După o săptămână de festival s-au acordat și premiile bine meritate, iar directorul teatrului Sica Alexandrescu a enumerat câteva dintre acestea. Marele premiu a luat spectacolul Orchestra Titanic, regia lui Felix Alexa, Teatrul Național Ile Caragiale București, premiul pentru regie Zalan Zacarias pentru regia spectacolului Occident Express. Mai există un premiu, după ce am citit cu încă o dată și încă o dată regulamentul festivalului, am constatat că au dreptul și organizatorii să ofere un premiu, care este un premiu onorific, pe care noi, organizatorii, ne-am hotărât să-l dăruim cu toată dragostea domnule Andrei Huțuleac, actor, pentru rolul din Zbor deasupra unui cuib de cuci. Reprezentanții teatrului vor oferi în continuare spectacole inedite și în premieră tuturor brașovenilor. We'll be right back.